Sute de obiecte de veselă, sfeșnice, coroane, oglinzi, scrumiere, dar și cutii de bijuterii din argint, cântărind aproximativ 52 de kilograme, au fost descoperite de polițiști în bagajele aparținând unor femei din Drăgănești, Olt. Din primele cercetări s-a stabilit că obiectele proveneau de la soțul uneia dintre femei care se află în Germania. Obiectele în cantitate de aproximativ 52 de kilograme au fost transportate la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, unde au fost inventariate și ridicate în vederea confiscării. Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale a femeii cu amendă în valoare de 5.000 de lei pentru desfășurarea fără autorizație a operațiunilor cu metale prețioase și pietre prețioase. Valoarea obiectelor confiscate de oamenii legii se ridică la peste 100.000 de lei. Polițiștii fac demersuri pe lângă autoritățile germane pentru a afla proveniența bunurilor din metal prețios. Dacă se va stabili că acestea provin din furturi, pe numele celor două femei se va întocmi dosar de cercetare penală pentru complicitate la furt.